Până la finele lunii iunie, marcajele rutiere de pe principala arteră de circulație a Sucevei vor trebui refăcute de asocierea de firme care s-au ocupat de asfaltarea acesteia de la un capăt în altul al orașului. Municipalitatea a sesizat că există marcaje rutiere șterse complet, ceea ce reprezintă un risc, în special pentru pietoni. Primarul Sucevei Ion Lungu a solicitat reprezentantului liderului asocierii, firma Com Bucovina, să refacă nu doar o serie de porțiuni unde asfaltul este cu probleme, dar și marcajele rutiere. Sunt o parte din marcajele din municipiul Suceava care pe axul principal sunt șterse. Trebuie să le uiți cu atenție, mai ales la trecere de pietoni. Sunt în perioada de garanție, trebuie să le refacă pe banii lor. Au garanție până la sfârșitul anului 31-12-2015. Dacă Doamne ferește nu se conformează, le executăm garanția. Nu le mai dăm, mă rog, atunci când cer, eu știu, caracterizări favorabile și așa mai departe. Tot ei vor avea de pierdut. Într-un cuvânt, ne luptăm cu constructorii, sperăm să o scoatem la capăt, încercăm să asigurăm un disconfort cât mai mic pentru suceveni, sper să și reușim. De altfel, edilul sucevean i-a solicitat constructorului să remedieze cât mai grabnic o porțiune de pe strada cu zavodă la ieșirea din Suceava spre Botoșani, unde asfaltul s-a lăsat, devenind o adevărată capcană pentru șoferi. Problema de acolo este cu atât mai gravă, cu cât anul acesta s-a mai intervenit odată pentru refacerea drumului, dar după doar o lună și ceva, strada este din nou surpată.